Este scandal mare la copacul cu chipul lui Iisus din Ialomița. Minunea ar fi fost făcută nu de divinitate, ci de un vânzător de pepeni. Bărbatul de 60 de ani ar fi desenat astăvară chipul Mântuitorului pe copac pentru a atrage mai mulți clienți. Localnicii însă nici nu vor să audă de așa ceva și cred în continuare că Iisus a venit direct din ceruri. Când ați făcut desenul? La începutul, când au început pepeni să coacă. O minune! De asta au fost siguri cei care de câteva săptămâni s-au închinat și au ridicat un adevărat altar lângă copacul sfânt. Doamne, să ne aduce Dumnezeu să nu mai fie. Astăzi însă misterul din scoarța copacului a fost deslușit. Divinitatea a pictat icoana Mântuitorului, dar nu de la ea putere, ci prin mâinile unui pictor vânzător de pepeni. Eram cu un prieten care l-ajutam aici. El a avut pepeni aici. Dacă am văzut partea asta așa frumoasă aici, zic că să fac ceva aici. Și astfel se năștea ceva ce a pus la grea încercare creștinii din apropiere, dar și fețele bisericești. Astăzi pictorul a refăcut desenul șters de vreme și de ploi. Și am desenat că am zis că opresc clienții și într-adevăr au oprit, unii au făcut, au cumpărat și pepeni, au făcut și fotografii. Care ne-a întrebat, da, Domnul Iisus Hristos ne ajută la vânzare. Blasfemia, au strigat creștinii înverșunați. Oamenii nu cred nici în ruptul capului că icoana de pe copac n-a fost minune de la cel de sus. Asta e blasfemie, domnule. Într-adevăr, domnul pictează, face, n-am nimic cu dumnealui, să fie sănătos, dar ce e acolo, cu ce este imaginea, e total diferit. Tot minune dumnezeiască. E minune dumnezeiască, așa cred. Dumnezeu drăguț, e minune dumnezeiască. Oamenii îl cred pe pictor impostor și sunt siguri că însuși Hristos îi va cere socoteală pentru fapta lui. Nașterea Domnului 3 zile. Așa și după 3 zile apare chipul Mântuitorului. Prima zi, a doua zi, a treia zi s-a dus. Și de ce se șterge? Așa a fost minunea dumnezeiască. Degeaba l-a explicat pictorul de ocazie că el este autorul icoanei, că oamenii nu l-au crezut, așa că omul a venit cu o recomandare. Eu am făcut sute de icoane. Sute? Am zis pe lemn, pe sticlă, pe... Toate le-am dus, le-au luat oamenii, le-am vândut lor, le-am cumpărat, le-ați luat biserică, le-ați sfințit. Să-i chină la ele, să-i chină la ele. Chinați-vă și aici.